Dar, de exemplu, uite, una din tehnicile pe care le explic este tehnica de tripwire. Și tehnica de tripwire este o tehnică de a vinde un produs foarte ieftin sau cu foarte mult discountat uh, către prospecți, aici vorbim direct către prospecți, pentru a transforma cât mai repede prospectul în client. Și motivul pentru care vrem să facem asta este pentru că șansa noastră să închidem un prospect, să zicem, în, dacă ne referim la industria online, șansa noastră să închidem un prospect uh, este undeva între 1 și 5%. Da? E, șansa noastră să vindem încă o dată către un client care a cumpărat de la noi este de peste 20%. Și nu face absolut nicio diferență dacă omul ăla a devenit client prin a cumpăra ceva de 10 euro sau a cumpărat ceva de 1000 de euro. Absolut nicio diferență nu face. Și atunci, Face sens să pregătim anumite produse, cu care mergem cu uh, discounturi substanțiale pentru a transforma mai rapid omul din prospect în client, pentru ca apoi să putem să-i vindem următorul lucru și următorul lucru pentru că noi de acolo facem profit. Dar aici ajungem din nou la următoarea problemă. Majoritatea companiilor nu au un mix de produse și servicii care să le permită să folosească o tehnică de tripwire, iar apoi după tehnica de tripwire să aibă produse și servicii pe care să le vândă constant de unde ei să facă profit. Și de asta vorbim acolo și de mixul de produse și servicii.